De stat. Ce vă face să fiți acum prezent aici și ce v-a făcut că acum câteva săptămâni când ați avut programată ședința cu domnul Șelaru, nu ați fost prezentă la acel live? Ei bine, fiind un adevărat ministru al educației, doamna Anisie a întrupat exemplar spiritul sistemului de învățământ românesc și a răspuns ca pentru notă. A spus din memorie o poezie fără să înțeleagă sau probabil fără să creadă în ceea ce spune. Legat de acest subiect, în ziua respectivă am avut o întâlnire cu Consiliul Național al Elevilor. Vocea elevilor contează pentru mine și de aceea reprezentanții tuturor elevilor din România, atunci când mi-au solicitat acea întâlnire, a trebuit să răspund prezent și nu numai că am fost prezentă la întâlnirea cu reprezentanții elevilor din România, mai mult decât atât, am luat împreună și măsuri care să vină în sprijinul